Angelica,
în această zi de sărbătoare, vă spunem tuturor un călduros bun venit. Dorim ca să ne bucurăm împreună cu Lili și Florin în această zi și orice lucru știm că începe cu Dumnezeu. Prin numele Domnului Iisus dorim ca la începutul acestui program să cântăm imnul 405. Este soare azi în viața mea. Fericită a Căminului nou înființat. Amin.
Te rugăm să binecuvintezi tu pe fratele pastor care conduce cuvântul tău. Duhul Sfânt să-l inspire și Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre fiecăruia, să înțelegem chemarea ta pe care o faci prin cuvântul Evangheliei. Și să ne lăsăm călăuziți de puterea cuvântului tău ca să ajungem să ne pregătim pentru împărăția ta care este foarte aproape. Unde acolo, în împărăția ta, să avem o bucurie veșnică cu toți mântuiții din toate veacurile. Îți mulțumim pentru toate, ne închinăm și îți aducem ție laudă și mărire prin numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Simt că e mie.
teme lui Iisus, mirese dragoste să-i dai. Nu obligație corboadă, ci sărbătoare și cadou. Iubire ce mereu abundă, un cânte despre Dumnezeu. Și orice gând, orice simțire, în sâmbet tu să convertești. Și norii ce vor fi în viață, prin glasul tău să risipești. Și tu, mireasă, ești plătită, lumina mirelui să-i fi. Și respectându-l bucuroasă, îl vei pluta spre veșnicii. Un mic secret în pragul casei, l-am auzit din cei bătrâni. Iubirea crește, deodată, doar pe cuvânt și rugăciuni. Și niciodată să nu fie uitată clipa la altar. Iubirea voastră fie vie, împrospătată, iar și ea. Puternică. E locul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Și mai ales atunci când om are niște probleme speciale, dorește să ajungă la altar. Și știu că de aceea și voi ați ales astăzi să veniți la altar, pentru că aveți de primit o binecuvântare care vă este atât de necesară pe drumul acesta al căsniciei. Să știți că nu e simplă căsnicia. Voi acum sunteți la grădiniță sau, eu știu, la școala primară. Îmi spunea un copilaș, ești în clasa 1 și că nu. Ești în clasa 0? Păi nu este clasa 0, că e nulă. Bun. Atunci suntem în clasa pregătitoare. Voi sunteți în clasa pregătitoare. Pe drumul acesta veți avea de dat multe examene de capacitate și de bacalaureat și poate, eu știu, și veți face un master și dizertație, da, până la doctorat, până când o să ajungeți ca fratele Profil în viața de familie. Câți ani aveți frate Profil în viața de familie?
56 de ani, da? Atunci aveți voi să vă pregătiți pentru doctorat. Stimați invitați, ne bucurăm astăzi aici pentru că Florin are mireasă și Lilia are mine. Suntem aici să ne bucurăm cu ei, dar să știți că avem și o mare responsabilitate. Din și astăzi, aici, la altar, în fața lui Dumnezeu, își vor promite multe lucruri. Vor prezenta niște angajamente puternice. Și noi, ca martori, dacă ne vom mai întâlni cu ei mai des sau mai rar, să le aducem în aminte de angajamentele care și le-au luat astăzi înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei în felul nostru de închinare, să-i purtăm pe brațe în rugăciune, pentru că, repet, căsnicia este frumoasă, dar nu este atât de ușoară cum cred tinerii. Și ca să vă conving, am o nouă carte de curând apărută de sub tipar și iată ce spun unii specialiști legați de căsătorie, ca să vedem câtă nevoie au acești copii de susținerea noastră în rugăciune. Spune așa autorul, a iubi înseamnă a suferi. Pentru a evita suferința, omul trebuie să nu iubească. Cu toate acestea, omul suferă pentru că iubește. Prin urmare, a iubi înseamnă a suferi. Iar a nu iubi înseamnă tot a suferi. A suferi, deci înseamnă a suferi. A fi fericit înseamnă a iubi. Astfel, a fi fericit înseamnă a suferi. Totuși, suferința îl face pe om să fie nefericit. În consecință, pentru a fi nefericit, omul trebuie să iubească, ori să iubească pentru a suferi, ori să sufere prea mult de prea multă fericire. Sper că n-ați înțeles mai nimic din ceea ce scrie autorul. Dar ceea ce am vrut să subliniez este că nu e ușoară căsnicia. Când vrei să iubești, ai și de suferit. Dacă nu iubești, ia ai de suferit. Însă, pe drumul acesta, dragii mei, al căsniciei, există un secret. Și pentru că scumpii noștri în mine au venit la altar, știu de ce. Există cineva care poate să-i ajute pe acest drum al căsniciei. De aceea vreau să deschid cartea, pentru că la altar se stă de vorbă cu Dumnezeu. Și să vedem ce vrea Tatăl din ceruri să spună, în primul rând, mirilor și apoi nouă celor care suntem familii sau cei care urmează să pășească pe acest drum, pe acest drum al căsniciei. Un alt gânditor spune așa, tot din cartea aceasta am citit, spunea că omul până la căsătorie este neterminat. Iar după căsătorie este terminat. Cu ghilimele de rigoare, fiind dumneavoastră. Iarăși, e destul de complicată căsătoria. Dar să vedem ce spune Dumnezeu. Deschid cartea și citesc două versete biblice. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și al doilea verset, Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dragii mei, cunoașteți aceste texte? Sunt textele lor preferate din Sfânta Scriptură. Iar pentru această ocazie, cred că nu este un alt pasaj biblic sau alte texte biblice mai potrivite ca să fie așezate la temelia căsniciei. Așezați aceste două versete la temelia căsniciei voastre. Știți cum s-a intitulat titlul meditației de astăzi pentru nunta voastră? Poate nu veți ține multe cuvinte. Dar titlul acesta, când vă veți întâlni cu mine, o să vă întreb, dacă Dumnezeu v-a îngăduit să ne mai întâlnim, știți cum s-a intitulat titlul predicii de astăzi? Pot totul răstignit din dragoste. Pot totul răstignit din dragoste. Florin, vrei să repeți și tu?
pot totul, răstignit din dragoste. Lili, tu ai spus, dar vreau să te auzim cu toții. În dragoste. Aici este secret. Dacă aș fi să cobor de la altar, e suficient dacă dumneavoastră potrivit acestor două texte, potrivit minunatele lor. Florin, textul lui preferat este Am fost răstignit împreună cu Hristos. Iar textul preferat, Lili și-a ales textul din Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos. Și de aici s-a născut acest titlu atât de important pentru ziua de astăzi. Pot totul răstignit din dragoste. Este interesant, dragii mei, că prin textele acestea, tinerii noștri au ales cea mai tainică și cea mai profundă metaforă legată de mântuire, de salvarea noastră. În Sfânta Scriptură, mântuirea este comparată cu această unire plină de dragoste dintre doi tineri. Iisus Hristos își iubește biserica, mireasa, așa cum un tânăr își iubește mireasa. Și atât de frumos este zugrăvită salvarea, mântuirea noastră prin această metaforă. Relația strânsă dintre un tânăr și o tânără. Este relația pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi. Iar Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 5, vorbește despre lucrul acesta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Iar soților le spune să aibă această teamă de bărbat și acel respect pe care îl dăm noi lui Dumnezeu. Și atunci problemele se rezolvă. Hristos spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși. De aici vine gândirea aceasta sau ideea aceasta de răstignire. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător Florin până la moarte și încă moarte de cruce. Repet, v-ați ales două texte atât de puternice și atât de extraordinare în această zi însorită pe care Dumnezeu v-a oferit, așa cum am cântat, la drumul acesta pe care voi nu îl cunoașteți pe deplin. La baza acestei legături există dragostea. Iar dragostea adevărată, dragostea divină, nu e aceea care o propagă Hollywood. Da? Și nici muzica populară și muzica ușoară de multe ori. Dragostea aceasta, stimații mei, cred că nu ne-am zis pe nimeni, este pervertită și prin muzică și prin poezie. Dragostea adevărată se află în cartea cărții, pentru că ea vine din Dumnezeu. Și această dragoste are niște principii. Și iertați-mă, sunt ca într-o familie, vreau să vă fac o mărturisire, eu sunt foarte vulnerabil. Frații mei și surorile mele din Moșa mă știu. Când am auzit de prietenia lui Florin cu Lili și am auzit că Lili a venit și stă la Florin, i-am întrebat, măi copii, dar voi sunteți împreună? Trăiți împreună? Unde stați împreună în casa părinților? Și mi-a spus, păi eu sunt venită din Italia și unde să stau, la cine să mă duc în Moșa să stau? Dar, frate pastor, aveți încredere că noi ne temem de Dumnezeu. Altfel, nu v-am invitat la nunta noastră. Noi copii, dar oamenii din sat ce spun? Lili stă la Florina Petroaie și la voi e ca și la noi. Și dânsii mi-au confirmat că altfel nici nu veneam astăzi la nuntă. Vă mărturisesc că eu dacă știu că doi tineri au intrat în relația intimă, fără să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, înainte de a intra în această relație, n-au șanse ca această căsnicie a lor să aibă, prin acest drum atât de nevoie, să aibă succes și bucurie. De aceea vreau să vă liniștesc pe dumneavoastră că știu că la țară oamenii mai vorbesc cu așa ta. Din punctul meu de vedere, dacă dânsii n-au fost cinstiți cu mine și cu Dumnezeu, este treaba lor. Dar eu am încredere că sunt copiii lui Dumnezeu, iar pe Florin și pe mama lui și pe tata, îi cunosc mai de mult timp și știu ce principii au acești tineri și am încredere și în Lili. De aceea, cu bucurie am venit la nunta lor și am deschis cartea și vreau să vorbesc, dragii mei, despre dragostea curată.
care începe cu Dumnezeu și se termină cu Dumnezeu. În Fia Corinteni, capitolul 13, Lili și Florin, nu știu dacă ați înnorat aceste pasaje, dar vă sfătuiesc, pentru fericirea căminului vostru, când aveți timp, învățați în Fia Corinteni 13 și Isaia 53, ca să înțelegeți titlul predicii voastre. Da? Pototul răstignit din dragoste. Dacă memorați în Fia Corinteni 13 și Isaia 53, aveți toate șansele ca prin greutățile vieții să aveți acea fericire divină pe care o doriți voi, acea dragoste divină pe care o doriți și care duce la fericire. Un gânditor spune așa, dragoste adevărată, extrasă din 1 Corinteni 13 și din Isaia 53. Știm că aceasta este dragoste când mergeți unul lângă celălalt, ajutându-vă să rămâneți pe cale, având cuvântul lui Dumnezeu drept călăuză, când nu caută niciodată folosul ei, nu ține cont de ce spun alții și te conduce întotdeauna la rugăciune. Aceasta este dragostea pe care o predică Evanghelia și pe care Dumnezeu dorește să o toarne în inimile noastre. Iar această dragoste, ca să fie manifestată în viața noastră de zi cu zi și în viața de familie, Florin și Lili, vreau să mai rețineți trei idei. Că această dragoste despre care am vorbit din 1 Corinteni și Isaia 53 să opereze în viața voastră, sunt trei pași de făcut. Să știți că primul este mai greu, dar vreau să vă convinc că trebuie să-l faceți. Primul pas este să recunoașteți. Deci trebuie să recunoașteți că nu cunoașteți această dragoste. Puteți să mă contraziceți, dar de data aceasta eu vorbesc și voi mă ascultați. Și vreau să vă explic. Florin, eu știu că tu te-ai căsătorit pentru ca să fii fericit. Pentru ca să aibă cine să-ți așează o masă caldă. Eu știu să-ți așeze cravata sau papionul și hainele. Deci, cum, poate cuvinte, să fii un tânăr împlinit. Eu nu cred că, în primul rând, tu te-ai gândit, eu mă căsătoresc ca să fac o fată fericită. Caut o fată și mă căsătoresc ca să o fac fericită. Totdeauna vorbesc din experiența mea. Când m-am căsătorit și m-am gândit la mine. Așa suntem. Și, stimați mei, în condițiile păcatului, noi suntem egoiști. Aceasta este adevărul. Și dacă Florin și Lili nu vrea să recunoască, este problema lor. Dar noi suntem egoiști. Și dacă nu recunoaștem lucrul acesta, nu facem pași spre adevărata fericire. Pentru că atunci când recunosc că eu am înțeles altfel dragostea, vreau să fiu un bărbat care să mă aranjeze soția, să fiu totdeauna fericit, totdeauna să știe soția cum să mă scoată din durerile și supărările mele. Și fetele la fel, tot așa se gândesc, dacă găsi un băiat să mă facă fericită, să fiu plin de viață, să aibă niște gusturi plăcute când mă duc el prin magazin, să știe ce rochie să-mi cumpere, ce pantofi, așa e de când ai gândit la lucrul ăsta. Are gusturi, da. Dar eu nu m-am gândit la el, m-am gândit la tine, dacă tu te-ai gândit la tine sau la să-l faci fericit pe Florin. E problema voastră, da? Repet ideea, din fire, noi suntem egoiști. Și ca dragostea divină să ia loc în viața noastră, noi trebuie să recunoaștem că, Doamne, n-am înțeles această dragoste. Și este primul pas. Al doilea pas este dispoziția de a învăța. Dar, de regulă, noi bărbații suntem iertați de fiecare, suntem mai încăpățânați, mă învețe de mine soția. Da, sunt bărbat. Ea să aibă tare de învățat de la mine, nu eu de la ea. Dar când am recunoscut că eu nu cunosc dragostea divină, dragostea lui Dumnezeu, apoi am această dispoziție de a învăța această dragoste. Doamne, te rog, ajută-mă să înțeleg dragostea divină. Și dacă mergem la Isaia 53 și vedem cum a iubit Hristos biserica sa, cât de mult a suferit, și a dat viața pentru ea, atunci înțelegem, începem să înțelegem dragostea
aceasta divină care vine de la Dumnezeu. Dar această dragoste, spune Mântuitorul în Matei, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iar înțeleptul Solomon spune că această dragoste divină strigă pe uniță, că este înțelepciunea suprema înțeleptului, strigă pe uniță. Cine mă aude? Mă aude un bărbat, o femeie, mă aude un gospodar, ca să primească dragostea divină? Și când avem această dispoziție de a învăța, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu atâtea sfaturi și atâtea exemple ca să putem să ne însușim această dragoste. Deci primul pas este recunoașterea, al doilea dispoziția de a învăța această dragoste și al treilea pas cere putere de la Dumnezeu. Nu veți putea niciodată prin înțelepciunea și prin tehnicile voastre sau ceea ce ne învățăm, poate și din experiența altora. Totdeauna trebuie să cerem putere de la Dumnezeu. Iacob, unul din personajele biblice, la pârâul Iacob, era așa de plin de sine, încât credea că el poate rezolva toate problemele. 20 de ani și-a rezolvat de probleme și cu socrul, când nu și-a rezolvat pe socru, când socrul pe el. Dar a venit un moment în viața acestui om când trebuia să se întoarcă acasă. Și știa că nu are problema rezolvată nici cu fratele său care îl înșelase. Și acum avea probleme și cu socrul său. Și pe drumul spre întoarcere, de întoarcere spre Canaan, și-a dat seama că strategiile lui omenești și încrederea, puterea și înțelepciunea lui nu mai au nicio valoare. A mai încercat ultima scutnire. Când a auzit că fratele vine înaintea lui, știți ce a făcut? Imediat, a trecut prin minte o șmecherie. Fac ceva. Pregătesc niște daruri pentru fratele meu. I-a trimis niște oi mai frumoase, mai dorofane, niște daruri și l-am îmbunat pe fratele meu. Dar când a aflat că Iacob a trecut pe lângă Esau, a trecut pe lângă daruri și nici nu s-a uitat la ele, atunci Iacob a ajuns în disperare. Nu mai pot să mai fac nimic. Și noaptea aceea, pârâul Iacob s-a luptat cu sine. S-a luptat atât de dur, încât a fost doborât la pământ. S-a făcut knockout. Dar știți ce spune Scriptura? În acel moment când el a fost doborât la pământ, a fost numit biruitor. Nu mai ești numit Iacob, ci Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și a ieșit biruitor. Culmea, în filozofia noastră, când un boxer îl face pe altul knockout, n-are cum să fie la de jos biruitor, cel care a rămas în picioare. Dar în filozofia Scripturii, mi se spune că Iacob a ieșit biruitor, pentru că s-a biruit pe sine. Și a spus, Doamne, eu nu mai pot să mai fac nimic. Fratele meu vine înaintea mea cu o armată și sunt în disperare. Numai tu, dacă nu poți, ai poți face ceva. Și când a căzut la pământ, și a spus că eu nu mai pot să mai fac nimic, atunci a intervenit Dumnezeu. L-a și numit biruitor, dar și a ieșit biruitor. Lili, în viața de familie, nu cred că veți avea aceste duieluși, dar unul să-l faceți knock-out pe celălalt. Dar gândiți-vă, în primul rând, la răstignirea eului. Știți, dacă voi veți încerca să faceți fericit pe celălalt, este efectul de bumerang. Se întoarce fericirea asupra voastră. Gândiți-vă totdeauna. Bine, dacă tu îl faci fericit pe Florin, el nu are cum să nu se răspundă fericirea asupra ta. Și invers, Florin. Dacă o faci fericită pe Lili, se va răsfrânge fericirea asupra ta. Asta înseamnă ca euul să dispară. Nu mai ești tu, bărbatul, să te bagi cu pumnul în piept. Nu. Eu vreau să o fac fericită pe soția mea. Și fără să știe ea, tu știi că fericirea se răsfrânge asupra ta. Așa a făcut Iacob la pârâul Iaboc. Când euul va dispare. Și vreau să vă mai spun un secret. Să știți că euul nu moare niciodată. Când veți trăi voi, euul nu moare. Când muriți voi fizic, atunci moare și euul. Dar până atunci, euul trăiește. Singurul lucru pe care putem face și voi și noi, este ca să-l răstignim. Și în fiecare zi, să legăm ca un câine rău care ține mă legătoare. Și atunci va fi fericire în familie când euul este răstignit. În fiecare zi să răstigniți euul, să căutați
să faceți fericiți pe celălalt. Da? Care sunt cei trei pași? Recunoașterea, că nu cunoaștem dragostea divină, dispoziția de a învăța. Florin, chiar dacă ești bărbat în toată firea, să știți că noi avem de învățat. Și cât trăim, avem de învățat. Lili, chiar dacă ai diplome în sertar, să știi că ai de învățat. Da? Cel puțin ca să înțelegi dragostea divină. Și apoi când vă împotmoliți, când nu puteți să manifestați această dragoste divină, aveți o sursă de putere. Alergați la Dumnezeu. Strigați la Dumnezeu. Și El vă va da putere. Vreau să vă spun și un secret din viața mea de familie. Soția este cu mine și totdeauna mi-a atrage atenția, indiferent ce vorbim despre noi. Eu nu mă poate schimba nimeni. Discutam cu cineva astăzi, mergeam în mașină, tăticul, doamna care mergea cu mine, de vârsta mea, și vorbeam așa, că la vârsta aceasta, nu ne putem schimba. Ce am corectat în viața noastră, ce am făcut până acum. Și legat de problema aceasta a relației noastre de familie, de multe ori vin momente în viață când nu știi cum să rezolvi problemele. La începutul căsniciei noastre, soția mea venea dintr-o altă zonă și da, ca orice tânăr, eu doream să mă căsătoresc ca soția să mă facă fericit. Și ea se lupta pentru lucrul acesta, dar eu mă rugam, Doamne, schimb-o pe Marlena, pentru că nu era așa cum o viseam eu, cum doream eu să fie. La un moment dat am aflat că și ea se ruga, Doamne, schimbă-l pe Beni, pentru că nu este așa cum îl doresc eu. Și la un moment dat, când am aflat despre lucrul acesta, am început să ne rugăm cum trebuie, Doamne, schimbă. Eu mă rugam, Doamne, schimbă-mă pe mine, soția se ruga, Doamne, schimbă-mă pe mine, și apoi toate lucrurile s-au rezolvat. Și ori de câte ori avem probleme, ne rugăm ca să ne schimbăm noi. Nu s-o schimbă pe soția mea sau pe mine. Cere putere de la Dumnezeu de schimbare ca eu să fie răstignit în fiecare zi. Apoi, nu uitați, dragii mei, dacă veți face lucrul acesta, veți putea cânta împreună cântările voastre preferate. Ce fericire am pe Iisus și binecuvântă pe Domnul. Dacă faceți acești trei pași, ca să dobândiți această dragoste divină, puteți să cântați totdeauna în familia voastră. Ce fericire am pe Iisus! Asta mă face vesel nespus. Pentru că pot totul răstigni din dragoste. Încă câteva gânduri. Voi aveți câteva hobby-uri împreună. Și vreau să vă spun să le exploatați la maxim. Cel puțin două din care mi le-ați spus voi. Lili, ție îți place să citești. Iar lui Florin îi place să predice. Un bărbat care se urcă la predică fără să citească mult, n-are putere în cuvânt. Așa că citiți amândoi și Florin să predice. Și atunci va fi o predică reușită, pentru că Dumnezeu va binecuvânta pe cel care cercetează și mai ales când sunteți în doi. Apoi, Florin, ție îți place să te plimbi cu bicicleta prin pădure. Iar Lili mi-a spus că îi place să umble de sculță prin pădure și să asculte muzica păsărilor. Extraordinar! Tu mergi cu bicicleta încet la pasul ei prin pădure, să nu claxonezi, ca nu cumva să deranjezi vrăbile, ca să-i cânte lui Lili ceea ce îi place ei. Și atunci va fi atât de plăcut. Dacă veți căuta să o faceți fericit unul pe celălalt, e secretul căsniciei voastre. Căutați și chiar cu sforțări chinuitoare. Luptați-vă să vă faceți fericiți unul pe celălalt. Stimații mei, în încheiere vreau câteva cuvinte și pentru noi. Lăsăm puțin mirii deoparte, dacă vor să tragă și ei cu urechea la ceea ce vorbim noi, cei care mai avem puțină experiență în viața de căsătorie, avem câțiva ani de căsnicie. Aș vrea să ne verificăm puțin dragostea. Fiecare din noi, dacă avem această dragoste divină sau avem și noi ceva de făcut în legătură cu dragostea aceasta divină. Și le spuneam scumpilor noștri tineri, mi să memoreze 1 Corinteni, capitolul 13. Aș vrea din acest capitol
să citesc câteva versete. Versetul 4, 5 și 6. Dacă vreți să notați pagina Bibliei, traducerea Cornilescu la pagina 1123, citesc de aici. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Aceasta este dragostea divină și care aduce fericire în viața de cămin. Sunt 9 ingrediente. 9, da? 9 ingrediente prezentate la acest pasaj. Haideți să le verificăm care din noi le avem și dacă nu, apelăm la secretul care l-a prezentat tinerilor mici. Primul ingredient este răbdarea. Stimați bărbați, aveți răbdare în familie dumneavoastră? Vă deranjează ușor soția dumneavoastră sau mai greu? Aveți răbdare. Aici, în dragoste adevărată, e vorba de îndelungă răbdare și nu spune cât să o lungim noi. Dar dacă avem răbdare, dacă avem o îndelungă răbdare, atunci arătăm că iubim pe tovarășul de viață. Al doilea ingredient, bunătatea. Și aici pasajul am reținut spre să fim plini de bunătate, nu câțiva strop de bunătate în dragostea noastră. Să fim plini de bunătate. Soțul față de soție, soția față de soț. Plin de bunătate. Să dea pe din afară bunătatea în căminul noastră. Al treilea ingredient, generozitatea. Dragostea nu pismuiește. Nu pismuiește. E generoasă. Ce minunat să avem acest element al dragostei adevărate. Apoi, al patrulea ingredient, umilința. Nu se umflă de mândrie. Eu sunt cineva, eu sunt bărbat, sau Lili, eu am diplome. Nu, dragii mei, nu facem nimic cu aceasta în familie. Dar umilința este al patrulea ingredient. Al cincilea, amabilitatea. Nu se poartă necuvincios. Nu se poartă necuvincios. Ce mult spune aceste cuvinte. Nu se poartă necuvincios. Câteodată, când nu avem celelalte ingrediente, ne pierdem răbdarea și bunătatea și umilința. Mai folosim niște oameni, niște cuvinte care rănesc bietele soții sau bieții soți, le țin minte toată viața. Dar dacă suntem plini de amabilitate, nu ne vom purta necuvincios. Apoi, al șaselea ingredient, altruismul. Nu caută folosul său. Da? Nu caută folosul său. Stimați bărbați, dacă ne-ar întreba cineva ce număr poartă la pantofi soțiile noastre, ține minte? Ține minte? Toți bărbații ține minte ce număr poartă soția la pantof? Stimate Doamne, dacă v-ar întreba cineva ce număr poartă la cămașa soțul dumneavoastră, știți? Da. Amin. Soția a răspuns mai cu siguranță. Bărbații mai cu reținere. Dragii mei, n-avem încă dragostea divină dacă nu manifestăm altruismul. Întâi, cel de lângă mine să fie fericit și apoi, dacă mai este timp, și pentru mine. Al șaptelea ingredient, stăpânirea de sine. Nu se mânie, am citit aici, dragostea adevărată, nu se mânie. Ține totul sub control. Dacă câinele este legat, dacă euul este resignit, totul este sub control. Și atunci n-am cum să mă mâni. Doar să mă mâni, că mănânc cât de frumoasă ești, cât de multe ești, draga mea. În sensul acesta, am putea să ne manifestăm mânia aceasta plină de dragoste pentru tovarășul nostru de viață. Apoi, al optelea ingredient, nevinovăția. Nu se gândește la rău. Dragostea adevărată nu se gândește la rău. Lili, dacă Florin are ingredientul acesta, niciodată nu trebuie să te temi de nimic. Nu te gândești la rău niciodată. Pentru că el, da, este nevinovat.
Apoi, al noulea ingredient, onestitatea. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea. Niciodată dragostea adevărată nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Stimați familii și dragi tineri care doriți să intrați acest univers al căsătoriei. Dacă dragostea noastră nu este așa cum s-a citit aici, dacă nu are cele 9 ingrediente, dacă recunoaștem lucrul acesta, că avem o dragoste egoistă, din fire suntem egoiști din cauza păcatului, și dacă avem nevoie de această dragoste, care este secretul pot totul, da, răstignit din dragoste. Putem totul dacă suntem răstigniți din dragoste. Pentru tovarășul nostru, pentru Mântuitorul nostru, pentru că spuneam că dragostea față de soție, față de soț, este dragostea pe care Dumnezeu o manifestă față de noi. Și această dragoste se întărește și este puternică atunci când răstignim eu-ul nostru. Când Dumnezeu și tovarășul de viață are prioritate în viața noastră. Eu sunt pe locul 3. Îmi amintesc de un prinț al Franței care spunea, înainte de căsătorie, i-a spus juvaierul să graveze pe inelul de comunie 3 cuvinte. Dumnezeu, Margaret, Franța. Întâi Dumnezeu, apoi tovarășul de viață și apoi serviciu și alte probleme ale vieții. Dacă vom ordona în felul acesta dragostea noastră, îi vom iubi mai mult pe Dumnezeu, apoi pe tovarășul de viață și apoi slujba și, eu știu, alte probleme ale noastre, suntem pe drumul care duce la această dragoste adevărată. Îmi doresc în toată inima ca Lini și Florin să aibă în căminul lor această dragoste divină. Iar noi, cei care suntem la această sărbătoare a lor, să cerem ajutor de la Dumnezeu, în primul rând, ca această dragoste să locuiască în familia lor și apoi și în familiile noastre. Și Tatăl din Cerul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Din Cerul, ce cerceputește aripi de hârbini, ascultă ruga noastră înflăcărată și vină între noi din înălțime. Căci azi e zi mare, zi de sărbătoare, căci la închinare doi tineri s-au unit, ca într-o grădină cu flori plină, într-o singură lumină doi crini s-au însoțit. Ți-aduce aminte, fică, de vremea fericită, când te țineam pe brațe și te sărutam, când nu aveam în lume ființă mai iubită, nici ochi mai plin de farme și nici mai dulce grai. Ți-aduce aminte, fică, ți-aduce aminte, fică, când te țineam cuprinsă să spui cu mine seara duioase rugăciuni și cum în noaptea de veche sucam de la aprinsă, doream să se împlinească a noastră rugăciuni. Ți-aduce aminte, fică, ți-aduce aminte acum? De atunci trecură anii și ziua a sosit, când astăzi fericită pe adeții cum pășești, cu dragostea aprinsă spre cel ce iubești, cu el împreună spre cum cerești să crești. Și acum, când simți în piept, fiori, suvăr de mireasă, primește-mi dar cu dulci fiori acest buchet, cules în zori și în nopți neadormit. Să fie o floare între flori, să fii cea mai aleasă. Bogată să-ți fie casa ta de crin și fiorel. Să înveți ce-i bun, să lași ce-i greu și să te încrezi în Dumnezeu ca el. Să fii cu cel legat prin dor, prin al păstrând credința, dar de mânești cu o vorbă în zbor, să simți arzând în obrăjor, doi mași purtând în cupa lor căința. Și oriunde lume veți umbla, sau auzi un glas de acasă, te rog din inimă, fetița mea, să fii pentru măicuța ta o floare de mă uita duioasă. Prin versul meu acum aș vrea un unde gândul să primesc, să vă feresc de calea grea și apoi drumul să vă doresc. Mireasă scumpă, mire dragă, am vrut să aștept și eu voioasă, iar căsnicie voastră dragă, urarea cea mai călduroasă. Și-am alergat la firele de grâu,
crescute în brazele de plumb, mi-au zis, urează de belșug. Apoi am întâlnit un bujor, un chip aprins, mi-a spus, o, soră, frate, ce vrea tot omul? Sănătate. Și apoi pe coastă un stejar îmi zice, din partea mea să le dorești puterea mea. Și viața cea de vie, vița cea de vie, într-una striga, dorește-le din partea mea, bucurie. Dar am fost și la furnică, să vă spun ce m-a îndemnat, căci ea cât este de mică, dar muncește încetat. Ca să strâng agoniseala, pe timpul aștepta și urarea ei să vă fie pentru voi doar cărnicie. Și cum stăteam așa pe gânduri, doi porumbei cu o carte în cioc, au fost trimis din cer pereche cu acest cuvânt duios. De la Iisus pentru mireasă și mire, un singur lucru ai de spus, iubire. Mireasă și tu mire drag, pe drumul vieții amândoi, o clipă aș vrea să vă opriți, că ce vestesc e pentru voi. Căci bucuria cât e mare în ziua nunții ar fi, tot se întâlnește pe cărare odată a suferinței zi. Când duhul rău sau supărarea să vă dezmine va încerca, cântați cu dragoste cântarea, căci tristețea toată va alunga. Când unul are o bucurie, să nu uită împărtăși. Chiar cât de mică este bucuria, să știi că Domnul o va însoți. Când Domnului Avram i-a dat cu bucurie țara, căci el iubi până la mormânt cu aceeași dragoste pe Sara. Rebeca pentru Isaac n-a fost iubirea lui întreagă, iar pentru Israel, Rahela, n-a fost ea singura cea dragă. Erau flori, destule în biserica ta, ce se înălțau să te primească. Dar tu n-ai vrut alt soț și nici altă soție mai aleasă. Dar vreau ca cei ce știu să vadă, privind la voi, la traiul dus, se poate fără teamă spune că vă iubiți cu o dragoste ce nu apune, care este venită de la Iisus. Nu uitați, rugăciunea prin căință rupe orice neputință și îți dă arii ca să zbori ca un vultur printre noi. Și prin credință și răbdare, rugăciune și iertare, veți urca pe cul de vis și apoi în paradis. Iar tu, mireasă și tu, mire, voi care nu purtați cununa căsătorie în Hristos, voi astăzi vă uniți duios să vă întregiți pentru totdeauna, căci sus în cer, în paradis, Iisus luând în mână pana, în cartea veșnică a scris, Florin și Liliana. Bucuria mântuirii să vă însoțească tot mereu, dragostea neprihănirii, fie veșnic scutul vostru, credincios în tot și în toate, bucuros în orice zi, iubitor, curaj și sincer, doar așa veți propăși. Și încheiind, vă aduc aminte, cuvântul sfânt și încercat, tu mire, să-ți iubești soția, iar tu respectă pe bărbat. E minunată căsnicia și fericire mare în doi și mare este bucuria când Dumnezeu este cu voi. De veți greși, primiți dojana și fiți un sar, un colț de rai. Fii binecuvântată, Liliana, fii binecuvântat, Florin, în veci, amin. Amin. Thank you.
Florin, de ca solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților, înaintea prietenilor, a fraților, surorilor, a celor dragi, că dorești să iei în căsătorie pe Liliana, ca să-ți fie soție, să trăiești în viața Sfânta Căminului, după rânduia lăsată de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Da. Amin, să te ajute Dumnezeu. Dorești ca să fii alături de Liliana și în vremuri de prosperitate, de bucurie, dar și atunci când vor veni necazuri și suferințe. Și făgăduiești că o să o susții și o să o sprijinești și vă veți ruga împreună ca să treceți cu bine prin necazurile vieții și să rămâneți alături unul de altul, așa cum a spus Dumnezeu. Da, așa se ne așteaptă Dumnezeu. Amin. La fel declar, solemn, înaintea Sfântei tale Mirese, înaintea lui Dumnezeu, că nu vei îngădui ca o altă femeie să se amestece în relațiile voastre intime și toată dragostea, toată simpatia și toată dintreșia să-i ofer doar miresei tale. Da. Amin, să te ajute Dumnezeu. Liliana, e o zi importantă pentru tine astăzi. Și așa cum ai cântat, dorești ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie din plin asupra voastră și să meargă cu voi pe acest drum. Dar te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților care te-au crescut, a celor dragi, dorești să iei căsătorie pe Florin, din dragoste, nesilit de nimeni, neconstrâns de vreun motiv, ci doar pentru că îl iubești și vrei ca să fii totdeauna credincioasă acestui bărbat pe care ți-l-a dorit Dumnezeu? Da. Amin. Să te ajute Dumnezeu. Dorești să fii alături de El și atunci când va avea bani în buzunar, dar și atunci când El va spune, draga mea, bate vântul din buzunar, dar te iubesc și vrem să fim alături. Dorești totdeauna și atunci când este plin de vigoare și sănătate, dar și atunci când spune, dragă, am o suferință, nu știu ce se întâmplă. Promiți înaintea lui Dumnezeu cu ei fi alături de El în fiecare moment din viața voastră. Da. Amin, să te ajute Dumnezeu. La fel doresc să mai repet o dată ideea aceasta, că nu vei îngădui ca nimeni să nu se amestece în relația voastră intimă, niciun alt băiat, niciun alt bărbat. Totul să uiți, toată dragostea, toată gingășia, să-i ofer lui Florin, pentru că El este darul lui Dumnezeu pentru tine. Da. Amin. Să te ajute Dumnezeu. Tatăl nostru iubitor, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru și a întregii lumi, ne plecăm în genunchi și inime înaintea Ta și astăzi, cu bucurie suflet, îți mulțumim că ai condus pașii aceștior tineri, Liliana și Florin, ai binecuvântat prietenia lor și astăzi doresc ca inimile lor să fie unite la altar și doresc ca binecuvântarea Ta să fie revărsată asupra lor. Amin. Îți mulțumim pentru părinții dumnealor care au investit în ei, care i-au crescut și astăzi sunt aici ca să se bucure de ceea ce le-ai oferit Tu lor ca să le ofere copiilor. Îți mulțumim pentru aceasta. Binecuvintează, te rog, familia Bălan și familia Petroaie. Amin. Și fă ca mai departe atenția lor să fie acești tineri, pentru că au mai multă nevoie ca oricând de susținerea dumnealor. Amin. Și fă ca să înțeleagă lucrul acesta. Iar dă-i și Florin și Liliana, ca niște copii ascultători, să primească sfaturi de departe, să ajuți pe mama și de o parte și de alta, să nu se amestece în relațiile dumnealor, ci să-i privească și să-i ajute doar de departe, așa cum se merită în aceste situații. Iar atunci când este nevoie, să fie alături de dânsii. Îți mulțumim, Tată iubitor, că ne-ai învățat astăzi despre dragostea adevărată. Recunoaștem că noi, din fire, suntem egoiști și căutăm să ne căsătorim ca să ne împlinim pe noi, să fim fericiți. Dar Tu ne-ai arătat că dragostea adevărată este jertfitoare. Ajută-ne ca să ne facem fericiți unii pe alții. Iar pentru Florin și Liliana să-i ajut să înțeleagă acest principiu. Amin. Să-i ajuți pe acest drum al căsniciei. Să fie sprijiniți de dragostea Ta și de puterea Ta nemărginită
Și atunci când au nevoie de ajutorul tău și strigă către tine să le asculți rugăciunile. Amin. În aceste momente solemne, te rugăm ca binecuvântarea ta să fie revărsată asupra dâncilor. Amin. Tată iubitor, sunt copii pe acest drum al căsniciei. Ei văd doar înainte dragostea unul față de celălalt. Și este important pentru aceste momente. Iar dacă am înțeles această dragoste, s-o tot din plin în inimile dânșilor. S-o ajuns pe Liliana să-și poată ține legământul, promisiunea față de Florin. S-o ajuns pe Florin să-și poată ține legământul și promisiunile față de Liliana. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că le vei da putere din puterea Ta ca să se iubească din toată inima acea dragoste jertfitoare, după cum Hristos ne iubește noi și s-a dat la ca jertfă pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să le dăruiești și sănătate. Au nevoie de sănătate fizică. Au nevoie de înțelepciune. Au nevoie de înțelepciune spirituală. Și te rugăm să le dăruiești lucrul acesta. Tată iubitor, te rugăm să binecuvântezi copilor și cu copii, dar să fie sănătoși. Și să-i ajuți să investească în ei, să-i crească pentru tine. Să le binecuvântezi activitatea lor de zi cu zi. Să aibă pe masă pâinea cea de toate zilele. Dacă îi vei binecuvânta cu binecuvântări materiale multiple, să le dai înțelepciune și să facă cu ele. Iar dacă vor avea pâine pe masă și apă, să-ți fie recunoscător ție. Să-i ajut să te slujească cu bucurie. În bisericile unde vor figura ca membri, să le dai binecuvântări și talente ca să te slujească cu bucurie. Să ajuți ca în casa lor să găsească o bucată de pâine cel flămând. Cel descurajat să găsească un cuvânt de încurajare. Și totdeauna Tu să fii prezent în casa dânșilor. Îți mulțumim, Doamne, că ne vei asculta rugăciunea. Și ajută-i ca ei să aibă încredere. Că dacă se vor răstigni zilnic, vor răstigni eu și vor cere putere de la Tine, prin Tine vor putea realiza totul. Ajută-i ca să aibă încredere în făgăduințele Scripturii. Și atunci să-i ajuți în familiile lor, în familia lor, în casa lor, să te laude totdeauna pe tine, să găsească bucurie și fericire în studiu, în rugăciune și în slujire. Vă mulțumim că vei asculta rugăciunea noastră. Sfințește și pregătește pentru această viață. Te rugăm acum să binecuvântezi toate familiile care suntem astăzi aici. Avem nevoie și noi de o reconsacrare, de o remâire a legământului față de tovarășul de viață și față de Tine. Ajută-ne, Tatăl iubitor, ca dragostea divină să fie la ea acasă în familiile noastre. Amin. Binecuvântează și tinerii noștri care se gândesc să facă acest act, dar care doresc să se unească în legământul sfânt al căsătoriei. Să-i dai încredere, curaj și curăție. Să se păsteze neîntinați ca binecuvântarea Ta să poată să fie în relația lor de familie. Amin. Îți mulțumim că ne asculți, Tată iubitor, iar spre încheiere te rugăm. Ajută-ne pe fiecare dintre noi ca să avem parte și de invitația la nunta Mielului, că Mântuitorul va reveni și atunci vom scăpa de pe acest pământ plin de necazuri, de durere, de suferință și vom trăi adevărata fericire pe care noi nu o cunoaștem, dar prin credință știm că Tu ne-ai pregătit un loc, fiecare dintre noi. Ajută-ne ca să nu ne simt niciunul de la nunta Mielului. Și îți mulțumim că ne vei da putere ca să ajungem acolo prin credință, slujindu-Te cu bucurie. A Ta să fie slava pentru tot ce ai făcut pentru noi, în meritele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă Domnul ce vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Amin. Florin, pentru voi merge tu, voi merge și eu.
te locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde mi-ai murit tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moarte. Amin. Deoarece Liliana și Florin au declarat înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră că doresc să se unească în legământul sfânt al căsătoriei, ca pastor al Evangheliei, îi declar soț și soție. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu desfacă. Amin. Prieteni dragi ce azi, porniți pe drumul vieții amândoi. O clipă aș dori să vă opriți, căci ce vestesc e pentru voi. Prin versul meu, acum aș vrea noua viață să pătrund. Acolo, să vă las răbuna și fericirea să o ascund. Prin versul meu, acum aș vrea un de gânduri să-mi pletesc. Să vă feresc de calerea și apoi drum bun să vă doresc. Să vă mulțumim
să înalți către soare din oror și fric și sete. Cea dintre toate e cea mai frumoasă floare. Când corol ai păstrătoare de parfum, ești cerul lui le dă e sublimă sărbătoare în împărăție. E sublimă sărbătoare în împărăție. De ceruri prinsă e cea mai Thank you.